Ce viață, o aventură fantastică în care învățăm să ne descurcăm tot mai bine. Și cred că experiențele cele mai bune le avem din nenorocirile care ni s-au întâmplat. Pentru că de acolo am învățat cum să reacționăm, cum să ne mișcăm mai elegant, cum să mai driblăm, cum să mai facem un slalom. Deci, viața după mine este un joc de autocunoaștere. De fapt, noi venim să ne tot perfecționăm și să asimilăm niște calități, niște abilități pe care, da, le dobândim doar în urma unor suferințe sau provocări. Provocările se lasă cu un pic de suferință, că altfel n-ar fi provocări, altfel am trece prin ele ca rața prin apă, știi? Viața începe de la concepție, dacă nu și dinainte. Am 2 copii care sunt mari și 3 copii care nu s-au mai născut. Câți ani au? 10 și 12. Am pierdut 3 sarcini incipiente până în 12 săptămâni, la care nimeni nu avea niciun fel de explicație. Și a trebuit să încep să caut. Și așa am aflat, după ce am pierdut-o și pe a treia, am aflat, mi-am dat seama, într-un moment din ăla în care m-am stat așa și m-am gândit singură, că nu știam lucrurile alea pe care le știu acum, acum 13 ani, apar n-aveam. M-am gândit, oare de ce corpul meu nu poate să-mi țină bebelușii? Și instant, subconștientul meu mi-a adus, așa cum stau de vorbă cu tine, mi-a adus în minte o întâmplare pe la 10-11 ani, în care știu foarte bine exact tot ce era acolo. Eram cu mama, scoteam sâmburi din vișine, că făcea mama gem. Și eram în grădină, bătea o briză din aia foarte caldă și era plăcut afară, bătea vântul. Și am spus mamei mele, mama, să știi că eu nu o să fac niciodată copii. Și maica mea, e prostii, dar de ce? Pentru că, uite, da, noi am suferit foarte mult. Ai mei nu s-au înțeles, au fost tot timpul discuții, tata absent, de acolo e o figură de bărbatul în casă și masculinul, da? Care mi-a folosit în misiune. Deci nu pot să zic că am învățat degeaba, dar acum știu să-l folosesc când trebuie, nu tot timpul. Și da, am hotărât atunci că eu închid prăvălia. Pentru... Care a fost următorul pas? Cum ai deschis prăvălia? Păi mi-am dat seama de unde aveam blocajul. Dacă eu până atunci 3 sarcini le-am pierdut, deși nu aveam niciun motiv, și toată lumea zicea, ești bine de fapt, dar nu știu de ce pierzi. Deci după acea conștientizare, următorul copil s-a născut. E primul meu copil, băiatul. Și da, câteodată ajunge o conștientizare ca să dai drumul la ceva care era blocat. Pentru că vezi tu, în momentele alea când noi zicem că suntem copii și spunem lucruri, mai ales când suntem copii și când sunt lucruri foarte importante, cum era chestia aia, mama, nu o să am niciodată copii, pentru că mi-aduc aminte exact cum am zis-o și ăsta e clar un semn că acolo a fost ceva foarte puternic. În momentul în care o spui cu toată intenția ta și cu toată puterea ta, este ca și cum tu blochezi și spui corpului că noi nu facem copii. Gata, am încheiat. Pentru că, uite, asta s-a întâmplat la tine. Și corpul se ține de cuvânt. Primul a fost băiatul și băiatul m-a învățat exact ce înseamnă să-ți repeți propria naștere la nașterea copilului tău. El a fost cel care mi-a deschis drumul pe care acum pot să-l zic că îl parcurg cu femeile. Dacă nu era el,
probabil că aș fi zis, da, nașterea e drăguță, e frumoasă, trebuie să respiri așa și să faci asta și gata. Ei, eu știam toate lucrurile astea, că eram deja educator prenatal, dar n-a ieșit nimic din ceea ce știam eu. Mi-am dat seama că nu poți vorbi din cărți. Asta a fost primul aha. Mi-a trebuit vreo 3 ani să mă prind, dar a fost important. Dar cum a fost ăla la naștere? Adică n-a fost suficient să respiri și să împingi? Nu. Acolo am făcut totul pe dos. Pentru că am crezut că dacă citești o carte în care ți se spune că nașterea nu doare și că e foarte drăguț, asta o să se și întâmple. Și când am văzut că nu se întâmplă, am intrat în panică. Și vreo 3 zile și 3 nopți am tot născut. Și în loc să nasc eu pe 21 decembrie, am născut pe 25. Da. Și a fost unul dintre cele mai intense Crăciunuri pe care le-am avut în viața mea. Am crezut că mor, da. A fost foarte intens pentru că mi-am dat seama că, de fapt, am retrăit ce a trăit mama la nașterea mea, că mama era să moară când m-a născut pe mine. Iar eu am trăit exact aceeași senzație cu nașterea copilului meu. Iar a doua naștere, am reușit cumva să-mi iau revanșa și am născut în 3 ore jumate și a fost total diferită experiența. A fost ca un fel de la poli opuși. Și mi-am dat seama că stai că se poate și altfel și chiar poate să fie foarte frumoasă experiența și împlinitoare. Mi-am băgat și eu niște traume la început de viață. Am venit într-o familie la care mama nu își dorea copii pe vremea aceea, că vrea să facă o facultate. Pe bună dreptate, avea 20 de ani. Tata a fost cel care m-a dorit și a insistat, hai să o păstrăm. Și am avut o copilărie marcată de frustrările mamei mele, care, pentru că nu a mai putut să-și facă facultatea pe care și-a dorit-o, a proiectat toate frustrările pe mine. Și cumva dorința ei, pe care nu a putut să și-o îndeplinească, a trebuit să o duc eu mai departe. Și așa am făcut foarte multe lucruri pe care și-ar fi dorit ea să le facă. Și pot să spun că da, am avut o copilărie forțată așa de foarte mult învățat, foarte multă muzică, foarte mult familie de artiști. Nu regret nimic, dar nu a fost o copilărie în care m-am jucat foarte mult. Am avut parte de un viol la 6-7 ani, nu numai unul, mai multe, care m-au marcat. De fapt, cred că pe la vârsta de 12-13 ani mi-am dat seama de fapt ce s-a întâmplat atunci și am fost cumva speriată și rușinată că am lăsat așa ceva să se întâmple. Și foarte mulți ani am căutat să vindec acel viol. Și mi-am dat seama că, indiferent cât de multe terapii am căutat, ajungeam tot timpul ca și pe o spirală. Adică eram ca într-un cerc, dar îmi dădeam seama că am mai urcat încă o spiră sau am mai coborât încă o spiră, că depinde unde, nu e, direcția nu e neapărat. E clar că suntem undeva unde intensitatea crește. Și de câte ori ziceam, gata, am bifat-o pe asta, am rezolvat-o, îmi dădeam seama că mai era o nuanță acolo care mai trebuia acoperită. Și pot să spun acum, cu lejeritate, că simt că nu mai doboară subiectul și că reușesc să-i ajut și pe alții, pentru că am reușit să tămăduiesc partea suferindă, care... Numai că am suferit de vinovăție, am suferit de toate, de devalorizare, de faptul că nu meritam ceva mai bun. Toate relațiile mele cu bărbații în viața asta au fost marcate de acel moment care a fost decisiv pentru ideea de relație cu sexul masculin. Deci, da, mi-am dat seama că tot timpul viața mai mi-aducea ca și hai să mai dăm jos încă o coajă, să vedem unde ajungem.
Da, dacă stau să mă uit așa, suntem pe un continuu trip de vindecare, chiar dacă ne dăm seama sau nu. Femeile care ajung cu probleme de infertilitate la mine, ajung să mă asculte sau să audă. Acolo există cea mai mare deschidere și ele sunt pregătite altfel pentru o sarcină decât o mamă care ajunge la mine pe ultima sută de metri înainte să nască copilul. Acolo nu mai există timp de vindecare foarte mult. Pentru că cu toții venim dintr-o istorie de familie, de naștere, de sarcină, de relații toxice, non-toxice, whatever. Și cu cât ne dezmeticim mai repede, cu atât șansa să vindeci e mai mare, pentru că nu e că timpul le rezolvă pe toate. Asta e o prostie. E ca și cum, hai să le băgăm sub preș, că trecem peste preș și nu vedem ce e de dedesubt. Nu, timpul nu vindecă nimica, dar timpul îți dă voie ca tu să schimbi perspectiva și să începi să lucrezi cu tine și să te cunoști. Asta e fascinant. Deci femeile ajung la mine când trebuie. Când își doresc să devină mame. Nu neapărat. Sunt foarte multe femei care au frică de naștere, de exemplu, pentru că au auzit foarte multe povești de la prietene, de la mama. Pare așa societate. O experiență traumatizantă, de, dacă păi vorbești cu toată lumea. Da, toată lumea zice, aole, naștere. Și eu eram la fel. Când mă gândeam la naștere, ziceam, a, bai, cezariană, acum, eu nu mă duc să mă chinui, că nu mai suntem în evul mediu. Și a trebuit să pierd 3 copii ca să îmi schimb perspectiva. Altfel, eram genul care se ducea și se programa, cerea anestezie totală și bifam chestia cu nașterea făcând copilul cu cezariană electivă. Operații, mă scoateți-l, nu vreau să știu nimic. Cam așa gândeam. Uite, eu, pentru faptul că nu am fost dorită de mama, tot timpul am avut provocarea asta de a o mulțumi toată viața mea. Și acum, la 45, încă o mai gândesc oare ce o să zică mama. De proiectele mele, de prietenul meu, de copiii mei, cum sunt crescuți, de iubitul meu, de soțul meu, de toată lumea, da? Există undeva în spate întrebarea aia, oare o să fie de acord sau... Da? Și același lucru după aia și cu relația cu tata. Relația cu tata ne arată, de fapt, relațiile cu partenerul, în cazul femeii. Relația cu bani, relația cu autoritatea. Deci, chiar dacă nu suntem conștienți că trebuie să vindecăm ceva, viața vine și vindecă singură, prin provocările pe care ți le aduce. Relația noastră cu mama este cea mai importantă relație din viața noastră, pentru că noi am crescut crezând că relația noastră pe care ne-a arătat-o mama va fi relația cu lumea înconjurătoare când vom fi adulți. De aceea, să zicem, prima și prima etapă de vindecare este să înțelegi că relația cu mama este cea mai importantă și să te apuci de ea. Dar, până acolo, există și metode un pic mai ușoare pe care le aplic eu de vindecarea propriei nașteri. Pentru că momentul venirii pe lume, în afară de cele 9 luni de sarcină, care deja vin cu imprimări, momentul nașterii este prima noastră separare. Și în funcție de cum trăim această separare, noi ne vom feri toată viața să nu mai trăim separarea aceea. Pentru că noi o asociem cu prima noastră separare. Și de acolo foarte multe traume. Și nu e numai vorba despre o femeie care dă naștere unui copil. Este vorba despre oricine. Că este bărbat sau că este femeie, toți ne-am născut, toți am trăit emoțiile mamei,
toți am venit după 9 luni în care mama și-a trăit într-un anumit fel sarcina, și de acolo începe tot. Iar femeia însărcinată, la rândul ei acum, predă ștafeta. Predă ștafeta copilului ei, care se imprimă cu emoțiile pe care ea le trăiește în sarcină, pe care ea le are cu ceilalți, relațiile toxice sau netoxice, da? Comunicarea. Dar crezi că există o femeie pe lumea asta care să n-aibă gânduri atunci când rămâne însărcinată? Nu există, dar este firesc să fim așa. Este uman și biologic. Toate femeile, când rămân însărcinate, se vor gândi cel puțin odată dacă o să reușească să fie o mamă bună, dacă se vor descurca, dacă schimbarea carierei și a vieții întregi, ce aduce asta? Da? Ce se va întâmpla cu ea? Toate grijile alea. Și acum, nu există femeie care să aibă o sarcină zen, o viață zen, totul minunat. Pentru că cumva din paradisul acela venim. Ne venim să trăim exact contrariile și să găsim un echilibru în aceste plusuri și minusuri. Sunt multe femei care mi-au trecut prin mână, cred că am ajuns pe la vreo 4.000 și ceva, dar sunt foarte multe femei care mă știu de pe filmulețele mele educative de pe YouTube. Și săptămânal primesc mail-uri și mulțumiri sau testimoniale foarte frumoase. Și acum când am ieșit, ai văzut că m-au racolat femei pe care nu le-am văzut în viața mea și care mi-au zis că a fost altfel sau că le-am schimbat viața faptul că au ascultat niște lucruri pe care le-am spus. Cum a fost la primul bebeluș pe care l-ai... la care ai ajutat să vină pe lume? N-am să uit niciodată, da, am asistat chiar la naștere. Cumva, da, e... pe mine nașterea m-a virusat. Pentru că eu niciodată n-aș fi crezut, pentru că eu de meserie sunt altceva. Am o facultate economică, făceam design interior, floristică, adică total altceva decât ceea ce fac acum. Și n-am crezut niciodată că o să activez într-un astfel de domeniu. Dar te virusezi și vrei mai mult. E ca un... ca o chestie care îți provoacă o plăcere și mai vrei, e dopamină. Femeia care trebuie să ia o astfel de hotărâre va trăi cu vinovăția aia amplificată de 1000 de ori sau de mai mult, o viață întreagă. Nu e simplu. Eu, ca femeie, nu refuz sau reneg sufletul care vine să-i fiu mamă. Eu reneg situația în care vine, pentru că eu nu fac față. Tocmai de aceea se spune că femeile în criză de sarcină sunt așa într-o bulă. Și uite, de exemplu, în Spania, dacă vrei să faci avort, trebuie să mergi la 4 ședințe de consiliere psihologică. Și surpriză, crezi cu natalitatea. Deci probabil că dacă le ofer și alte femeia variante... oricum nu se, da, nu se simte înțeleasă, mai ales în situațiile acelea. Și e foarte greu, de exemplu, pentru o fată la 16 ani, 17 ani, 20 de ani, sau o femeie într-o relație toxică cu un bărbat agresiv, care poate a făcut până acum deja vreo 4 sau 5 avorturi, și atunci... pe cine trebuie să învinovățim? Către cine trebuie să arătăm cu degetul? Unde e dreptatea? Da? De aia zic că traumele pe care le lasă un avort, indiferent că e consimțit sau nu, sunt imense. Iar femeia, de aceea și eu plădesc pentru consiliere,
trebuie să vorbească. Nu trebuie, e musai. E neapărat. Pentru că ea oricum nu se simte auzită. I-aș da voie să vorbească. Și aș asculta-o. Și poate că la un moment dat i-aș pune două, trei întrebări, dar din discuție mi-aș da seama de ce întrebări ar avea nevoie ca să-și răspundă singură. Dar n-aș face nimic. Pur și simplu aș asculta-o. Păi, cred că de asta are nevoie. Mm-hmm. Și eu cred la fel. De fapt, toți avem nevoie de ascultare. Să fim ascultate, de fapt. Dă un sens vieții tale, susține viața.